După ce Rusia a început războiul cu Ucraina la doar câțiva pași de granițele țării noastre, președintele României a făcut primele declarații în acest sens. Claus Iohannis a declarat că românii beneficiază de cele mai ample garanții de securitate posibilă și niciodată în istorie țara nu a fost mai bine protejată în fața oricărei potențiale agresiuni. Claus Iohannis a subliniat că România condamnă ferm agresiunea complet nejustificată, ilegală și neprovocată a armatei ruse împotriva Ucrainei și a subliniat că singura soluție de a depăși cu bine această gravă criză este cea diplomatică. Bună ziua! Din păcate, în această dimineață, Federația Rusă a ales calea reprobabilă și complet ilegală a violenței armate masive împotriva unui stat independent și suveran. Astăzi, la eforturile comunității internaționale pentru menținerea păcii și dialog, Rusia a răspuns cu rachete care lovesc orașele și obiectivele militare ucrainiene. Astăzi, Federația Rusă a ales forța tankurilor, în detrimentul vieților cetățenilor. Rusia este agresorul, nu victima, cum încearcă să acrediteze Kremlinul și întreaga planetă vede astăzi limpede acest adevăr incontestabil. România condamnă ferm agresiunea complet nejustificată, ilegală și neprovocată armatei ruse împotriva Ucrainei, care pune în pericol nenumărate vieți omenești. În ultimele săptămâni, Statele Unite ale Americii, NATO, Uniunea Europeană și întreaga comunitate a statelor democratice au făcut tot posibilul ca diplomația să prevaleze. România, a fost puternic implicată în adoptarea tuturor deciziilor la nivel aliat și european și a pledat întotdeauna pentru continuarea dialogului în vederea detensionării situației de la granițele Ucrainei. Niciodată nu este însă prea târziu ca vocea rațiunii să învingă. Singura soluție de a depăși cu bine această gravă criză. Este cea diplomatică. Dragi români, știu că sunteți îngrijorați de conflictul care are loc nu departe de granițele țării noastre, dar vă asigur, nici un român nu trebuie să se teamă pentru siguranța sa și a familiei sale. România beneficiază de cele mai ample garanții de securitate posibile. Statutul de membru NATO și al Uniunii Europene, parteneralul strategic solid cu Statele Unite ale Americii, constituie o umbrelă de securitate extrem de solidă. Niciodată în istoria noastră nu am fost mai bine protejați în fața oricărei potențiale agresiuni. Vreau să subliniez foarte clar. România nu va fi atrasă în conflictul militar din Ucraina. Mai mult, vă asigur că voi lua absolut toate măsurile care se impun, împreună cu Guvernul, Parlamentul României și aliații noștri internaționali, pentru ca securitatea și siguranța cetățenilor români să nu fie sub nici o formă afectate. Încă din 26 ianuarie, în ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, am analizat toate scenariile posibile și am luat măsurile necesare pentru a fi pregătiți indiferent de evoluția situației. Am discutat și acum, în cadrul ședinței de astăzi a CSAT, despre ultimele evoluții și măsurile care trebuie luate urgent pentru a răspunde acestei situații de criză majoră. România este pregătită să facă față oricăror consecințe economice și umanitare pe care le-ar putea genera un eventual conflict de durată între Rusia și Ucraina. Suntem în permanentă legătură cu aliații și partenerii noștri din NATO din Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii, pentru a găsi cele mai bune soluții și a oferi asistență umanitară dacă situația o va cere. În acest context tensionat, se impune, fără doar și poate, consolidarea consistentă a flancului estic. Forța noastră este, în primul rând, aceasta. Suntem muniți. Suntem fără teamă și rămânem neclintiți împreună în fața unui agresor care amenință, prin acțiunile sale, pacea întregii planete. În aceste momente tragice, gândurile noastre se îndreaptă către poporul ucrainean, către toate femeile, bărbații și copiii ucrainieni, obligați să tărească în teroare. Victime inocente și colaterale ale unui război pe care nu-l înțeleg și nu, nu și l-au dorit. Oricât de mult rău ar încerca să facă ultimii revizioniști ai istoriei, trebuie să știe că lumea pe care vor să o reînvie a pus de mult. Noi, națiunile democratice, suntem aici. Și nu facem niciun pas înapoi pentru a ne proteja valorile și tot ce am construit până acum. Vă mulțumesc!